Bună seara, dragii mei! Eu sunt Ana Maria Prodan și, așa cum v-am obișnuit, transmitem din studiourile BAG 52, minunatele studiouri, și am alături de mine un alt fin, acum pot să spun care sunt finii mei, un alt fin fotbalist, mare, frumos, deștept și se numește Gabriele Nache. Te pup, dragă, fin! Acum uite-te ce frumos poți să spun. Ce da. fac, finule? Că înainte mi-era frică să zic. <laughs> <laughs> înainte da. era nenorocire curată, ca Bine, să știe cineva. Mersi de invitație. Primul rând te felicit pentru studioul care l-ai făcut. Îți place? Te reprezintă deci de Ei... ce toți spuneți la fel? Păi, Bă, nu a da, venit să că... zic, este frumos, e o entuziasmată. Uh, da, te reprezintă. Păi da, chiar te reprezintă. Dacă toată lumea a spus asta, înseamnă că așa Că păi eu sunt Ana Maria păi, Prodan și tu ești Gabriel Renache. <laughs> exact. Nu? Mi se potrivește și mie puțin scaunul ăsta, nu? Ești king, nu? Tu ești king acasă la tine. Acasă la <laughs> tine ești rege, nu? și cum, da, o să spun eu adevărul, da, regele Nache are o nevastă de stămuța în coadă, cum se spune pe românește și știi că am invitat-o pe soția ta. Dar am zis să nu te supărăm prea tare, că știu cât de ambițios ești și mândru să vină după tine. Mm, nu avem o problemă cu asta. Așa. Totdeauna ea este prioritară, să zic așa. A, frumos. Și în casă, la fel, este frumos. prioritară. Da. În ultima perioadă, ia asta pe canapea, eu am făcut multe lucruri, ia asta pe telefon, eu am făcut multe lucruri. Pentru ia asta că ea se film, odihnește, dragă Pentru că ea se odihnește, <laughs> da, că ea este cozofină. Da, Acum, se știi cum e. Dragii mei, trebuie să vă spun și uh, când vine Elena, o să o rog să o aducă un cozonac. Dacă nu-l gustați, măcar să-l vedeți așa prin, uh, prin uh, intermediul micului ecran. Este cel mai bun cozonac care s-a inventat vreodată pe pământ. Și uh, o să vedeți, de fapt, cum cea mai frumoasă femeie de pe pământ face cel mai bun uh, cozonac de pe pământ. Cam așa este. Dar până o aduc eu pe Lena, că ce am ce să vorbesc cu Lena, tot despre tine, vreau să te întreb ceva. De unde vine Gabi Enache? În fotbal. De unde a apărut Gabi Enache în fotbal? Păi de, de, pe un, de pe un teren de ciment din curtea școlii de la Mioveni. Născut acolo într-un orășel mic, cu dorință de fotbal, bineînțeles cu o presiune din partea tatălui meu care și el a jucat fotbal la viața lui și din dorința să fiu mare fotbalist, muncitor și de acolo am, să zic, am plecat, am crescut. Și bineînțeles cu devotamentul care l-am avut, n-am avut foarte mult ajutor din partea părinților, doar să zic, m-au ținut cu picioarele pe pământ mai mult. Că știau și ei și au văzut ce se întâmplă, ziua de astăzi, cu absolut toată lumea, cu toți fotbaliștii și copiii, când au prins puțină faimă și absolut tot. La ce nivel a jucat atât tău? Păi a fost la Liga doua. A fost și a fost un campion național, cum era atunci, cu Ianovski, dar cu Leonte, cu cel mare de la FCL. Uh -huh, uh -huh. Da, și. Adică îi place foarte mult fotbalul și el m-a ținut cu picioarele pe pământ cât eram mic, să zic. Era puțin exigent cu mine, când jucam foarte bine nici nu mă felicita, să zic. Să nu ți lumea în cap. Da, da, așa e genul lui, gen nu mă felicita, îmi spunea, bă, bravo, dar... Se uh, poate mai bine. Nu, dar ai greșit acolo, dar ai făcut ceva, dar ai făcut ceva. Eu dădusem două, trei goluri în meciul ăla și dar... Tot știi, era darul. da. Ai grijă acolo, ai grijă acolo. Și și de acolo am plecat, să zic așa. După da. aceea am. A, spune Da. <laughs> Dai că eu, eu vorbesc, eu am foarte multe <laughs> întrebări să spun. Dar Mioveniu se spune că este un oraș cu bani, nu? Um... Având Dacia acolo, sunt foarte mulți milionari care înțeleg că pleacă din Mioveni, cumva. Um... Te-a ajutat vreodată cineva? Adică tu ai fost uh, sclipirea Mioveniului și a venit nu știu ce sponsor să te ajute? Într-adevăr. Uh... Acolo fabrica Dacia aduce foarte mulți bani, să zic, în oraș și, nu știu, jumătate de oraș cred că lucrează la Dacia și absolut tot. Și, în plus, că dau foarte mulți bani la primărie, ca și impozite și foarte mulți bani. Și a și făcut în oraș, să zic așa, dar pe mine personal nu m-a ajutat nimeni să zic că gata, hai, vin aici și te țin în brațe. Era când eram copil, când am început la Liga 2, de exemplu, la, nu știu, 17 ani aveam, 16-17 ani era acolo un om de la piese auto, era un patron care era un mic sponsor la echipă și el îmi plătea o mică parte din salariu, nu că aveam un beneficiu, dar el îmi plătea o mică parte din salariu cât aveam eu la echipă și el îmi plătea, mergeam mereu la el la magazin la piese auto și îmi dădea suma de bani, 3, 2000 de lei, 3000 de lei cât îmi dădea el. Și atâta tot. În rest, nu m-a ajutat absolut nimeni. Eu am muncit, și nimeni nu poate să vină acum să mă arate cu degetul, bă, eu te-am ajutat, bă, ai uitat ce ai făcut, niciodată. Și, și nici în momentul de față și nici la toate echipele care am fost nu s-a întâmplat treaba asta. Și tocmai de asta sunt mândru de mine, de ce am făcut și de cât am muncit eu. Erai cel mai bun din echipă? Nu. Nu eram cel mai Cine bun. Cine era peste tine la Mioveni? ven? Uh, nu știu, începând de la junior să zic, nu eram nici cel mai bun la juniori. asta trebuie să recunosc și asta am spus-o la toată lumea și o să spun toată viața că nu eram cel mai bun, dar întotdeauna talentul nu este de ajuns, adică cred că oamenii și echipele patronii preferă mai mult un jucător care îți dă 100% de votament și muncește de nu-și vede capul, decât un talentat care nu pune sufletul așa tot. Da. <laughs> Asta deci că, de la... <laughs> Da, deci cât talent și câtă muncă da, la tine? Cred că 30% talent, 70% muncă. Uh, mult. Da. Discrepanță mare, nu? Da, eu așa zic, 30-35% talent, cel puțin și de mic, pentru că de mic eram puțin acum automat mi-au crescut și valorile foarte mult, dar de mic cam așa, eram, nu eram foarte talentat, dar munceam foarte mult, aveam o viteză incredibil de mare și asta pulsam foarte te mult. Te-a ajutat mult. Foarte dar mult. Dar care era copilul care era mereu peste tine și te enerva teribil? Sincer, nu m-a enervat, niciodată nu m-am gândit, bă, ce mă enervează la că e mai bun ca mine. Eu îmi vedeam de treaba mea, mai ales când eram mic, nu știam așa cu invidie, cu absolut tot. Eu am crescut într-un mediu, să zic, nici cu material, să zic, foarte mult, am avut o situație mai, cât se poate, de normală, foarte normală și nu aveam treaba de invidie și de absolut tot și... Eu poate, foarte mulți antrenori ziceau, băi, ce bun e da, da, uite-l pe ăsta, aleargă triplu decât el. Ia uite, la antrenament eram, îi prindeam cu două, trei ture în urmă, în, din urmă, știi? Când mergeam prin pregătire prin, și ei mă apreciau mai mult pe mine. Ești primul jucător care a plecat de la Mioveni pe bani mulți? primul și singurul. Oh. Asta da. trebuie, să, trebuie să, să-ți să fac o mică statuie exact. în fața stadionului. Primul și singurul care a plecat pe bani de la echipa asta. De la echipa, nu mai țin minte, care să fi plecat și mai ales pe banii ăștia. Pe ce uh. bani ai plecat de la Am plecat vin? atunci, cred că, 200 de mii plus TVA, dacă nu mă înșel. Cam așa. Și unde ai plecat? Am plecat la Astra. Și la Astra, acolo am fost rachetă. <laughs> Acolo am fost racheta, aveam și o, o echipă foarte bună și cu jucători foarte buni, talentați. Formasem un grup foarte puternic. Uh... Dar cum ai spunem, cum ai primit uh, prima și prima dată vestea că pleci de la Mioveni, practic de pe nicăieri, așa cum spun toți, și te duci la Astra, care era forță? Uh, sincer, la Mioveni primul an de Liga 2, când am jucat primul an de Liga doua, am dat, nu mai știu câte goluri, am dat 3, 4, 5 goluri ca și junior eram, în teren că atunci se juca obligatoriu cu un junior și am luat în primul an cel mai bun junior din Liga 2 pe toată zona noastră. Am fost la Timișoara, țin minte, cu magazinerul de la, de la, echipă, am fost cu Dacia Logan, țin minte toată viața mea. Am plecat, m-au trimis să-mi iau premiu de la Timișoara și după aia, nu știu, am... când am primit vestea, era nu știu. Sunat? Cine te-a sunat? Radu Popescu, dacă îl știi? Așa, da. Știi pe Radu Popescu, da. da. Și el m-a sunat că a vorbit cu domnul Nicolae, m-a văzut într-un meci mi-a Mioveni Astra. Când am jucat la Ploiești. Da. Și am alergat în ultimul hal. Și el așa m-a ținut minte. Ăla, care bă, arat, ăla bă. pe dreapta, bă, care ne-a omorât, bă, care ne-a ne alergat ne în ultimul hal, eu, ăla, eu îl vreau la echipă. Și m-a sunat și el așa, așa după ce am ajuns la echipă, mi-a spus treaba asta, că bă, ținea minte că ne-ai nenorocit acolo pe dreapta. Și m-a sunat Radu Popescu să bă, uite, m-a sunat domnul să... Să te iau. Și, no, și, nu știam ce să... Automat era un, a fost un șoc pentru mine și o mândrie în același timp, dar... Ce a zis tatăl în ziua aia? Care e primul telefon, de fapt, pe care l-ai dat când te-au anunțat că pleci la Astra? Păi eram acasă. Eu eram acasă, că nu plam nici foarte mult prin oraș. Tocmai de asta, ai mei, eu mă ținut puțin, de asta spuneam mai devreme. Când ajungeam acasă din, din oraș sau ceva, când mai întârziam, veneam pe jos, bineînțeles, seara, că nu aveam bani de taxi sau de așa. Veneam pe jos și prima dată când a tata ușa sau ceva, veneam, mirosea degetele. Să vadă, dacă, se vadă fumat. dacă am fumat, da, Uf. și suflă și dacă am băut, dacă tot. Și... Dar ai fumat asta... vreodată? Nu. N-ai încercat niciodată? Că, nu mai știu, când eram mică, eu am copilărit cu oameni normali, în jurul meu, oameni foarte normali. Și mă mai luau, tata și, adică ai mei au un magazin din anii 90 la un magazin alimentar și și acum au, și acum ei trăiesc foarte bine pe pe steaua magazinul ăsta, da. pe, pe cârca din lui să zic, da. Lor. da. Și țin minte că mă puneau și am furat de vreo două ori țigări Winchester wow. da, de la magazin, da, Winchester Și te-au prins? Nu, 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 am luat de la magazin și mergeam undeva în pădure și mă învățau ei cum să trag bine, tușam și mă făceam și n-am mai... De vreo două ore am încercat. Dar nu, nu t au mirosit, nu t au prins. Nu. Nu, că asta era, nu era de la școală sau noaptea sau... Era așa ziua, mergeam prin pădure, eu cu fratele meu și cu oamenii de acolo mergeam prin pădure, după mure, după mereu și aduceam acasă. Erai strângător de mic? Da, la pescuit mergeam țin minte, mergeam pe râu, cu, luam, furam perdeaua lui mama de la, de la casă, da, luam perdeaua și mergeam, efectiv mergeam pe râu la pescuit. Nu știu, adică țineam, îi prindeai perdea? Da, eu, eram, nu, eram patru. Eu țineam de o parte, unde o parte, unul speria pe apă, știi? Și, și ce face pe urmă cu perdeaua aia care mirosea Arunca. pește? Păi și nu, păi nu și vedea? nu și aia, păi nu, că aia o mai de pescuit. A, eu ah, păi de și când ai furat perdeaua, ce-a zis femeia? Păi ce... <laughs> știa pentru ce o luam. bai aici eram voi, uneori ba, uneori <laughs> mai furam, ba, mai găseam altceva. Gabi, ai plecat la Astra. Într-adevăr ai avut uh, câți ani la Astra? Patru tu? ani. Patru ani fabuloși. Patru ani în care ai jucat la cel mai înalt nivel. Erai jucătorul de bază al echipei. Da? Da. Care sunt dezamăgirile tânărului fotbalist care era printre cei mai buni la Astra față de să spunem așa de conducere față de patroni ce că eu știu eu știu viața ta în mare măsură ce te-a durut pe tine ca jucător care ai dat absolut totul pentru acel club. Sincer, n-am avut foarte multe dezamăgiri, dar la un moment dat, primul an, al doilea an, deja eram, veneam de la meu ven, mă mulțumeam cu ce am, eu muncesc, eu fac, dar vedeam că apar foarte mulți jucători în care munceau 20% cât mine și erau mult mai apreciați ca și mine. De ce? Și pe absolut toate planurile, și financiar, și absolut tot nu știu de ce, asta a devenit la un moment dat frustrant, al treilea an deja a devenit frustrant și jucam efectiv toate meciurile, jucătorii ăștia, eu când am ajuns la echipă, ei jucau ultimele 10 minute. Eu doi ani de zile am jucat toate meciurile cap-coadă, cu goluri peste goluri și absolut tot, ei jucau 2 ani de zile, jucau câte 15-20 minute și al treilea an a început să fie mult mai apreciați ca și mine. Știi? Și, și financiar întrebat și absolut niciodată? tot. Nu, 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 -am, am, am trăit eu așa cu frustrarea, frustrarea asta și m-am. cum să zic, m-am. m-am găsit așa. În, m-am închis în mine, să zic, o frustrare foarte și m-am focusat numai pe muncă, pe muncă și pe să-mi dau, să câștig, să fac și să plec. Să... Tu ai o situație foarte ciudată în fotbalul românesc pentru faptul că devenisei, da, te-ai căsătorit și ai devenit finul patronului. Da. De și... ce, nu știu dacă ai vorbit vreodată despre situația asta, de ce ai vrut să-ți pui naș uh, patronul unde jucai? Da, uh, n-am vrut, vrut eu, în primul rând. Uh, când s-a aflat vestea asta că eu vreau să fac pasul ăsta, el a venit, uh, domnul Nicolae a venit la mine și mi-a spus că, ba, da, bine, păi și ce faci? Cu cine? Păi și zic, nu știu, vedem, gata, să nu mai... Adică să nu mai cauți al Să nu mai cauți, exact. Și asta a fost toată și... Dar să știi că nu m-am gândit la treaba asta că eu o să am un beneficiu sau o să am ceva niciodată. Niciodată și eu am rămas fix la fel din contră. Țin minte foarte multe situații. Domnul Nicolae nu venea la echipă și venea domnul Buduru. Și de foarte multe ori eu mă certam pentru echipă și mă certam că nu dau bani și mă certam că ne spunea domnul Buduru că încercăm să ajungem la, la zi, dar ce faceți așa? Că al, al, alții nu au absolut nimic și că fac eforturi. Și am spus că asta este normalitate. Asta nu face un beneficiu, ne face un beneficiu nou. Știi? Lucru care te-a dezavantajat, da, mult mai. De fapt, pentru tine, cum a fost? A fost un cuțit cu două tăișuri, faptul că ți-a fost naș, una pentru faptul că echipa te vedea altfel, le era teamă. Probabil, dar... Și doi, faptul că luptându-te pentru echipă, ai deranjat nașul. Probabil și asta, dar să știi că nu mi-am pus întrebarea asta. Eu am rămas și față de colegi la fel. Eu, dacă mergeam la el acasă, la domnul Nicolae acasă sau ceva, niciodată în viața mea n-a deschis un subiect despre un jucător, pentru că nu este genul meu sau despre echipă sau despre... niciodată. Pentru că nu-i genul meu și nu mă simțeam eu. Dacă vorbesc cu tine acum, să vorbesc pe Lena, pe soția mea, eu după aceea nu pot să mai vorbesc cu ea față în față. Înțelegi ce vreau să spun? Da. Adică, mie e. Și niciodată nu s-a pus problema asta. Dar de câte ori a încercat da. patronul să vorbească despre echipă cu tine? Niciodată. Niciodată. Deci nu m-a întrebat de jucător, nu m-a întrebat de echipă, nu m-a întrebat. Pentru că la un moment dat eu mi-aduc aminte că tu ai avut o discuție sau, mă rog, S-a pus cumva problema că domne, ăla a fost primul care s-a ridicat și a făcut scandal că nu sunt banii la zi. Uh, Tocmai de asta. Eu, uh, eu vorbeam, dar eu nu țineam cont că eu să las capul jos. Eu m-am focusat pe băi, asta e situație normală. Una este jobul, una este cealaltă relație. Hai să fim la job 100%, hai să fim profesioniști, hai să avem un scop comun la job, cealaltă latură este cealaltă latură. Adică, și asta m-am focusat, și în viața mea, toată viața mea. Bă, frate, asta e jobul, asta e munca. Aici suntem serioși, aici luptăm, aici ne pupăm. Aici n-am cum să ne pupăm la job și hai, că tac, las capul jos, că... și după aia pierdem toți. Ai avut în cariera ta momente când ai simțit că nu mai poți să o iei de la capăt și ai vrut să te lași? Niciodată. Niciodată. Uh, nu s-a pus problema asta. Chiar nu mi-am să Am avut momente grele. Am avut Care momente, sunt momentele zic... la grele din fotbal? Pentru că ai fost cumva un răsfățat al fotbalului. Întotdeauna pe unde ai fost, ai lăsat eu ca agent al tău cumva și putea să spun că peste tot unde ai fost, toată lumea a fost foarte încântată de, de tine. Și de caracter și de... Cum ai tratat fotbalul? Tocmai. Asta spuneam și mai devreme că nu are absolut nimeni ce să-mi reproșeze și niciodată n-am auzit la urechile mele decât acum, ultima perioadă ce am fost acum la, la Craiova în care cineva să-mi reproșeze că eu nu mă antrenez, că eu nu știu ce caracter am, că eu n-am auzit. N-am auzit, efectiv. N-am auzit. Și momentele grele din viața mea, să zic, au fost trecătoare să zic, nu foarte foarte grele, că doamn mulțumesc lui Dumnezeu că nu am avut o accidentare n-am avut o accidentare gravă, n-am avut absolut nimic și asta îi mulțumesc lui Dumnezeu că astea sunt problemele la sportiv mari, dar așa situații de echipă situații de când nu meri să, să nu joci, știi, adică bă, meri să joc și nu te bagă un meci, două, trei. Asta sunt inerente, de... cred, da. în fotbalul românesc în special. Da. Sau nu numai, căci vin antrenori, vin cu jucătorii lor, se întâmplă. Țin, de... minte, țin minte niște faze foarte care m-au frustrat mult de tot la vreo două, trei meciuri cu domnul Dinu Gheorghe, atunci perioada Dinu Gheorghe cu isăile antrenor. Domnul Dinu Gheorghe m-a, să zic, a fost lângă mine și acum, după ce am plecat de la Astra, am mai vorbit cu el de vreo două, trei ori și peste, pe la televizor a vorbit foarte frumos și pe tema asta îi mulțumesc. Dar și când o să mă văd cu el față față o să-i și spun. De vreo două, trei ori, ce s-a întâmplat? Aveam meci la Giurgiu și Isail îmi dădea, îmi dădea indicațiile ce să fac la meci, a doua repriză, la pauză, știi? Când te uitat, așa, face așa, da, face așa și intra domnul Dinu în vestia și zicea, Isă. Și îl chema afară și intra înapoi peste 20 de secunde. Zicea, Gabi, rămâi. Se stricau <laughs> da, deciziile. Da. Se era gata. Da. A, -a Gabi, înapoi. Gabi, rămâi. Asta de vreo de ori s-a întâmplat și deja devenise foarte frustrant Că mai ducea domnul Ghe Dinu, mai ducea și el un jucător, doi, mai... Cam fotbal. Da, se mai întâmplă. Cam asta. fotbal. Cum ai primit uh, transferul de la Steaua? Unde erai și cum ai primit vestea? Păi, țin minte, uh, eram cu Cobra și cu Maxim, cu prietenii mei, și Bine, eram prima dată când m-ai sunat, când da. sunat eram, nu mai știu, eram într-o deplasare, dacă nu mă înșel în aeroport sau nu știu unde, că vrei, uite așa, așa, și că da, cu logică vreau, no. uite ăsta e salariu, uite așa, așa. Și după aia ce s-a întâmplat? eram acasă cu Cobra și cu Maxim și mi-a zis, hai mă, să mergem la Chiajna, că are oameni mergi cu Chiajna, să nu stăm acasă. Bine, mă, haide. Și ne-am pus într-un colț, acolo la sintetic, ne-am pus într-un colț, bă, să nu ne vadă ăștia că au apărut zvonurile cu mine. Și bineînțeles, când am ieșit după meci, toți cu camera după mine și eu zic, să nu mă vadă, stau mai așa. Și după aia a zis că m-am pitit, că am venit la meci să mă pitesc, că și șumudică după aia a zis, el era la echipă la Astra. A zis că el a vrut să plec la steaua, că dacă el nu voia, nu plecau. <laughs> da. A zis, bă, că dacă îți vezi nevasta că sare la vecin odată, Bă, vine înapoi. Bă, vezi că s-are și a doua oară. Bă, a treia oară, vă la, la vecin. Nu mai e și a treia oară. Și gen că așa s-a întâmplat cu mine, că eu eram cu stea dată, am fost văzut la meci, și -a, la la meci, doua meci oară, a doua, și la oară. A oară și a treia oară trebuie să zis că, gata, hai. Și țin minte, eram la Botoșani. Când a zis că hai să semnăm, eram la Botoșani și eu am vorbit cu Șumi, i-am spus, uite așa, așa, la meci, și el a luat decizia să nu mă bage, să nu risc și tot. Și, și ai venit la stau și iară ți-ai făcut un naș. Iar ți-ai făcut un naș tot din conducere, cumva. Nu mi-ar zice că ai premeditat, că te-ai gândit întotdeauna să-ți fie bine. Tocmai, nu m-am gândit niciodată să-mi fie bine. Efectiv, asta, asta a fost relația, așa am simțit, nu știu. Te-ai lovit la staua iară de de lucruri care ți se părea cumva, că suntem oameni și ne gândim, bă, dacă nașul e antrenor, dacă managerul e nașă, eu trebuie să joc în fața tuturor? Nu, nu, să știi că nici n-am simțit treaba asta din partea colegilor față de mine, pentru că eu eram foarte transparent cu ei și din contră eu nu eram, bă, știi, uite așa, după aia să mă duc și la antrenor să fac, să... n-am fost în viața mea asta și urăsc treaba asta. Și tocmai de asta nici nu am avut foarte mulți prieteni apropiați și nici la echipă și, și în viața de zi cu zi la fel, pentru că n-am stat să mă uit la lucrurile astea. Eu sunt, bă, dacă asta e corectitudine, așa e corectitudine. Pe Dar ai suferit din, 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 acest punct de vedere? A, că din... erai chiar cu corectitudine așa, nu domne, așa trebuie să fie ca așa e corect? Da, eu zic că am avut de suferit și mai vorbeam și cu Lena de, de treaba asta, că trebuie să fiu și eu puțin mai maleabil, să mai dau și a doua șansă și la oameni, și la prietenii, și la... Care este omul care nu te-a iubit la echipele unde ai fost? Hai să spunem așa, hai să o luăm pe rând, la steaua. Păi. nu știu, eu la un moment dat am zis că toată lumea a fost, m-a apreciat absolut toți. Dar știi și tu în fotbal cum se întâmplă, se schimbă de pe zi pe alta. Cine și Cine s-a schimbat? Și omul, și absolut da. tot. Au fost de situații, nu știu, țin minte după un meci cu Dinamo, am ratat eu, dacă nu mă știu, elementul 5-6, am o fază din lateral, așa, am dat pe lângă bar. Și de acolo am înțeles că mi s-a tras, dar nu știu exact. Și a doua zi la antrenament, nu m a mai lăsat să mă mai antrenez. Știi, a venit meme la mine, cu Dică era antrenor și mi-a zis, bă, te mai lasă, Gigi, să te mai antrenezi cu echipa. Și zic, păi, cum așa? Păi nu știu. Și ce tu, ai făcut? Da, și n-am făcut. Te-am sunat pe tine, știi? Bă, asta ce stă fai, nu știu ce, gata, eu plec la palat. Și când am ajuns la palat, mi-a spus... Uh, L-am sunat pe noi, l am sunat pe Luțu. Bă, Hagi, am ajuns. Unde ești, mă, nebunule? Îmi zice, bă, nebunule, ești nebun, nu primește pe nimeni. Cum să te... Bă, te rog eu frumos, haide, că uite așa, n-am vorbit să în situația asta, trebuie da. să vorbesc. Și stai să vorbesc că dacă te primește Și Gigi m-a primit, primit Bineînțeles da. da. <laughs> și ce ai zis? Și că ce se întâmplă Că nu am fost niciodată că nu, că, am zis că nu cred niciodată în viața mea Că sunt în situația asta Comparând genul meu de om Și ce fac eu și cum fac eu Că mai ratez Sau că nu mai joc e bine fire. un match două Mi se pare normal Și da, la Gigi mi-a zis direct Că nu o să mai joci tot <laughs> Mi-a zis știi? direct da. Că nu o să mai tată. Păi, de ce? Păi, că așa vreau eu. Că nu o să mai Gata. Și. Și ai fost... simțit atunci? Țin minte, mi-a dat și lacrimile. Nu mai. Efectiv, aproape plângeam, așa, în fața lui, că nu, nu puteam să cred că sunt în situația aia, știi. Pentru faptul că ai. Dintr-o fază. -ai da, functie. și. Da, efectiv, efectiv, de la faza aia. Eu așa cred. Că dacă nu mă înșel, și după meci, dacă nu mă înșel, a zis ceva, că am ratat sau ceva. Și. După aia, la fel, a continuat mai știu exact ce mi-a spus și am zis că okay. să, hai, gata, ok, hai să... Și am rezilat. Mai aveam șase luni de contract și atunci a știi că a apărut treaba cu Rubin Cazan. Atunci în e care... plecat la Rubin asta Cazan. Și... Asta, spun că Dumnezeu ăsta niciodată nu lasă oamenii buni. De asta am și, cum să zic... Am reziliat atunci că știam că aveam oferta de la da, Cazan, da. de la Rubin. Și am renunțat la alea șase luni de salariu și am plecat. Și asta a fost tot. Adică, uite, drept dovadă, Puteam să stau încă șase luni, eram la steaua. Puteam să stau șase banii. luni, luam bani, aveam bani foarte buni pe lună, stăteam și luam banii. Dar m-am gândit direct, nu, frate, vreau... Ok, sunt în situația asta, nu vreau să stau în situația asta, în genunchi. Mai bine... De câte ori te-a în a viața? Nu pot să spun că m-a în Sincer îți spun. În în sensul rău al cuvântului, niciodată. Și mulțumesc Dumnezeu că n-am avut... Să trăiesc cu lucrul ăsta. Niciodată. Și, ai... în principiu, știi foarte bine la sportivi și la fotbaliști când ești accidentat, atunci e gravă situația. Și m-a ferit Dumnezeu de lucrul ăsta. Tu niciodată, dacă te întreabă cineva sau dacă cineva m-ar întreba pe mine, mă gândesc ce aș putea să-i spun că de fumat n-ai fumat, de băut n-ai băut, nopți n-ai pierdut, adică ai fost un tip foarte echilibrat. Dar ți-au plăcut femeile. Așa vorbesc toți. <laughs> Nu? Așa, Era Enache cu ceritorul, nu? Știu. Bine, și presa mi-a făcut, presa mi -a făcut reclama asta. Așa, păi de ce? Păi nu, când știi foarte bine și scandalul care a fost prin presă cu despărțirea și cu da și așa și după aia mi s-a pus o etichetă, după aia lumea mai etichetat gen că... Tu atunci n-ai vorbit când a fost, când a fost scandalul, eu mă duc aminte de când m-ai anunțat că te căsătorești. Îți aduce aminte momentul ăla când ai spus că te căsătorești? Nu mai știu, sincer. Uh, era la cât la cât timp după ce plecase de la Mioveni? Păi, trei ani, patru ani, nu știu, trei ani. Trei, trei ani. ani, cred. Ai avut prima dată o relație. Lasă-mă să te las. Corect? De acolo cu... a început. Da, cu. Adică au fost foarte multe probleme. Că tocmai de asta s-a și ajuns la pasul ăsta. Era un... Tocmai de asta și vreau să... Și o să spun treaba asta și o să și lămuresc treaba asta că nu din cauza soției mele, Lena, s-a întâmplat ce s-a întâmplat sau ceva. Aș Oricum vrea să era ajung un... și acolo pentru că în viața unui fotbalist se întâmplă niște lucruri care cumva te etichetează într-un fel și aș vrea ca lumea să te cunoască și să înțeleagă, pentru că mulți te-au judecat și te judecau, uh, iar eu, știind adevărul, era puțin hilar uh, și mi era greu să, să explic. Uh, ai venit după o relație așa de suntem, nu suntem, tu prin cantonamente. Ăsta, probabil, fiind și un alt sfat pe care ar trebui să-l dai tinerilor jucători: să nu facă un pas până nu sunt siguri, miliard la sută. Că pot face ca lucrurile să meargă. Da, asta este un sfat foarte important și nu știu dacă pot să ofer eu sfatul ăsta, dar eu ce cred eu pot să. Dacă relația nu-i sudată 100% și nu au avut momente grele, să zic așa, să treacă împreună, să vadă cum îi să treacă împreună, bă, când avem o situație grea, bă, cum reacționează ea, cum reacționează el. Și dacă nu trec prin momentele astea grele Să nu facă pasul cel puțin și la un copil și... Să facă și un copil exact. Adică Că la un moment dat apare pasul la greu Din viață și vezi că ai și copil Și absolut tot Și te desparți în secunda doi la primul pas uh, Greu să zic Te-ai uh, -ai căsătorit ai făcut imediat un copil uh, O fetiță superbă Să străiască Mersi. Uh, Și au început zvonurile Uh, cumva uh, erai omul ăla din, uh, din ziare, descris de ziare, omul ăla care vânează femei în fiecare zi, omul ăla care își înșală nevasta și uh, este un nenorocit? Tocmai, uh, de asta zic, uh, etichetarea în presă s-a făcut după, nu știu, ce cred ei, cum văd ei, mai a apărut și bineînțeles au și fosta soție a și cum inflamat. Zic eu, a și inflamat foarte foarte tare lucrurile lucrurile astea și după aceea prea să imediat a așteptat treaba asta să mă au încercat să mă să mă toace ușor ușor așa să mă pun într-o lumină foarte foarte proastă și era și foarte rău că erai jucătorul stelei exact iar Gigi avea repulsie față de genul ăsta de comportament dar pe tema asta, la un moment dat uh, Nea Gigi a intrat și a spus un lucru foarte și chiar m-a susținut și mi-a dat și încredere și mă uitam și cu Lena, mă uitam la, la declarații. Intervenție. Da, că el uh, tot ce se vorbea și toată lumea imediat când ne auzea Enachi direct la Gigi și direct la și viața mea extra sportivă, gen nu extra sportivă, la familie. Și Nea Gigi a zis direct, bă, dar ce fă, eu știu eu că -i... Când leau iau faci? la echipă, trebuie să le iau. Ia mă, ce faci cu nevastă ta? Cum ești Ce faci, mă? Păi, omul joacă fotbal, omul își dă viața, omul dă tot ce poate, ce vrei mai mult de atât. Și om, adică că Gigi m-a protejat puțin de teama asta. Niciodată n-a zis un lucru rău despre mine sau ceva de familie sau ceva. Cum ai ținut de căsnicia asta, chiar dacă lumea nu a știut, și poate acum întorcându-se toți acei ziariști în timp care au scris foarte urât despre tine, în, în grupul stelei, în grupul stelei, practic lumea știa cine este Enache. Lumea știa care sunt greșelile făcute de Enache și care sunt greșelile făcute de soție. De ce n-ai vorbit niciodată deschis cumva să te aperi din respect față de femeia Mădălina, a fost asoție, din respect pentru copil, din respect pentru tine. Adică ai lăsat ca lumea să te vadă cel mai negru om cu putință, te-ai pus pe tine jos ca să nu spui adevărul. Sincer, m-am gândit. Se, adică nici nu era genul meu de persoană ca să apar la televizor, să explic lucruri și să dau eu să știe lumea. Totdeauna am lăsat lumea să crede ce vrea pentru că nu mă interesează nu mă interesa absolut deloc și nici nu mă interesează ce crede lumea. Nu mă interesa absolut deloc. Eu mă focusam pe fotbal, eu mă vedeam de treaba mea. Asta a fost viața mea, fotbal, 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 fotbal. Și bineînțeles, m-am și gândit după aceea când a apărut scandalul pe la televizor și vorbeam și cu Lena. Tu că... deja, tu deja intrase într o relație cu Lena. Da. Era o relație cumva comentată la fiecare colț. Lena fiind o femeie superbă, model, Da. Uh, Lena avea un copil, tu aveai un copil, îmi aduc aminte că soția atunci ne-a luat în vizor și pe mine și pe tine, eram... Uh, de ce eu ca agent era firesc să-mi apăr jucătorul, eu știind și foarte multe lucruri, uh, am vorbit atunci cu Gigi Becali, i- am explicat tot ce s-a întâmplat, știa și uh, antrenorul Reghe, am uh, toată discuția... Uh, aș vrea să o simplific cumva ai fi renunțat la căznicia asta dacă n-ai fi știut de trădări? Dacă n-ai fi aflat de trădări? Eu oricum făceam pasul ăsta. Eu oricum făceam pentru că nu era locul potrivit pentru mine. Și nu te, nu te regăseai? Nu, oricum făceam pasul. Orice s-ar orice, orice fi întâmplat. Era doar o chestiune de timp. Și tocmai de asta, la momentul ăla... Toată lumea zicea că Lena, Lena desparte pe Enache, Lena -a, a despărțit pe Enache, a apărut, cum să zic, Lena a apărut chiar spre final, adică mai era doar o chestiune de timp, cum am spus mai devreme, să fac pasul ăsta. Ea nu a influențat cu absolut nimic să mă despart eu. Cum este ca unul din cei mai buni fotbaliști, cei mai răvniți, cei mai mândri să fie înșelat? N-are rost să. Chiar n-are rost să vorbesc lucruri. N-are rost. Nu, vreau să vorbești pentru că lumea trebuie să știe adevăr Da, n-are rost să vorbești. Te-a durut? N-are rost. Sunt foarte multe lucruri care m-au deranjat, care s-au întâmplat, dar uh, pentru mine nu mai contează ce a fost. au oh, scuze. Pentru mine nu mai contează ce a dar fost. Dar a fost e... momentul când tu ai aflat absolut toată povestea, cum s-a întâmplat. A fost momentul când ai spus, în sec din secunda asta, viața mea s-a terminat, de aici merg cu Lena mai departe. Uh, nu, nu, că din contră Cred că eu am aflat după Adică anumite lucruri le-am aflat după După ce ai divorțat Da, după ce am uh, Și deja ne mutasem împreună După ce am aflat foarte le multe lucruri le am încasat toate loviturile da, presei da, Mai tare exact, decât le-ai încasat exact. Tu. exact, și eu, eu n-am ieșit să vorbesc Pentru că, adică m-am gândit la multe lucruri Eram și la Steaua N-aveam cum să vorbesc, să mă duc eu să stau toată ziua pe televizor de familie, de probleme, de înșelaturi. Deși erai și pe asta... prima pagină și uh, ai avut cumva. Noi am avut destinele la fel, eram e, cel mai mediatizat divorț. Da, cam așa a fost. Și tocmai și asta a fost un, Cum să zic, o problemă foarte mare să nu vorbesc, că eram la Steau, eram. Aveam meciuri, aveam antrenamente, eram, toată lumea vorbea de mine. Nu puteam să stau toată ziua la televizor să merg pe la emisiuni să vorbesc despre familie și despre problemele din familie și absolut tot. Și eu. Asta a afectat-o și pe Lena foarte mult, că n-am ieșit să vorbesc și imaginea ei a fost puțin pătată, că lumea neștiind, efectiv, ce se citește, ai, ai realitatea, da, și ai realitatea. Dar îți da. rău acum că. N-ai vorbit că n-ai pus capăt în secunda aia să nu fie atâta suferință din partea uh, Lenei? Puteam să, cred că să gestionez cu totul altfel situația, nu știu, ori să vorbesc la echipă, ori să vorbesc cu Neagigi, să, să știe... Sau să ieși să vorbești tu? A... Nu puteam să fac treaba asta, să ies eu singur, fără știrea echipei, că ți-am spus, eu, pentru mine, fotbalul era și mă gândeam foarte mult la fotbal, ce fac, cum fac, ce fac cum să apar cu certuri, eu sunt la echipă, puteam să gestionez situația să vorbesc cu negii, să-mi dea voie să vorbesc sau să știe despre ce vorbesc și absolut și atunci puteam să vorbesc relaxat și să gestionez altfel. Cred eu. Câți ani uh, ai fost tărât în scandalurile astea? Ei, nu știu. Trei ani, trei ani parcă. Cred că trei ani. Aproape zi de zi. Da, bine, niște lucruri în care s-au făcut fără cap, fără cap, fără... Astăzi. Lipsă de maturitate în care sunt copii la mijloc, sunt de efectiv caută pe internet tot și văd în momentul de face și în ziua de, de astăzi. Dar în ziua de azi, fetița ta a înțeles că tatăl ei nu era omul zugrăvit? Cred că e mai ar timp să mai înțeleagă, să înțeleagă foarte multe lucruri. Dar eu nu o să las lucrurile așa. Când o să crească, eu o să vorbesc foarte deschis cu ea. Și am avut și discuția asta și acasă cu Lena. Că o să vorbesc și o să-i spun exact situația, cum stă și cum a stat și cu de ce, cum și absolut tot. Eu nu las lucruri. Niciodată cum ne să las. Niciodată. Cât de mult s-a afectat cariera tot acest scandal mediatic? Mi-a afectat foarte puțin imaginea pentru. imaginea, să zic așa. Că eu după aceea, după ce am plecat în serenitate și în serenitate deja nu se mai s-au liniștit apele, să zic. Dar imaginea mi s-a stricat cât de cât, că toată lumea știa enache și mă făcea efectiv, mă, cum să zic, mă. Asocia, te proiecta da, mă asocia, în care... da mă, mă asocia cu probleme, a, am văzut la televizor, ce a nache, făcut, da, și după aceea toată lumea, dacă greșeam la fotbal, mă asocia cu, cu scandal, da, dar nu știu ce. Da, și, da, da. Și... Cum, cum ești astăzi? A, timpul a trecut, uh, te-ai căsătorit, ai un alt copil minunat, cum sunt frații astăzi între ei, sunt... fetița și băiatul? E incredibil de, de apropiați și toți trei sunt și fetița Și Lenei, fetița din prima da, căznicie a Lenei. Uh, sunt incredibil de apropiați Frați. și da, cu adevărat și nu se simte diferența. Într-adevăr, când pleacă, când se despart, într-adevăr, cel mic reacționează imediat și, de exemplu, ieri sau al alteri A venit Sofi la noi, a stat două zile fata cea mare și după aceea, Edan... A plâns după ea în ultimul hal și plânge și după Anais când pleacă. Câți și... ani au trecut uh, ca să poți avea iară liniștea și bucuria familiei? Să poți să ai copilul lângă tine? Păi, un impediment a fost că am fost plecat din țară. Asta a fost impedimentul cel mai mare și că n-am putut să mă văd mai repede, mai mult cu Anais, să stăm mai mult împreună, să... Cam câți ani au trecut? Păi. Trei ani. Trei ani. Trei ani. Cam de așa. Tu consider că ești un tată bun, ai făcut tot ce se putea pentru copiii tăi? Eu zic că da. Eu zic că da și absolut tot ce a ținut de mine am făcut și cât am putut să fac. Ți-am spus singurul, singurul. singura problemă care a fost a fost timpul în care nu eram în țară. Și tocmai de asta n-am putut să -i ofer mai mult, să-i ofer educație și puțin uh, genul nostru de familie, dar nu este târziu să zic, să-i explic anumite lucruri, să-i spun uh, când nu avem, când, adică să și, să aibă și nu știu cum să zic, să, să ai și termenul ăsta, da, să prețuiască, să, da, deocamdată cred că e prea de vreme să vorbesc de lucrul ăsta, dar eu am vrut de acum să implementez treaba asta în decizia, ai făcut bani în cariera ta, ai jucat la echipe importante, inclusiv la Partizan. Care este locul unde tu te-ai simțit împlinit ca fotbalist, respectat? Uh, păi am avut perioada de la Astra în care eram, dar nu eram foarte, foarte apreciat, ți-am spus, care cred că eu meritam mai mult, mult mai mult și care am avut performanțe în care, din nou, începând cu Mioveni, în care Oamenii, nu știu, cei de la Mioveni nici nu m-au mai contactat măcar, din conducere, din primarul, să zic. Și tu locuiești în Mioveni? Da, părinții mei sunt da. acolo, adică să-mi spui ceva, băi, nu știu, ia și tu de aici, ești singur, ești ca la Națională din Mioveni. Da. Membru de onoare, pre... sau cum e da, să cetățean de onoare? M -m mă refer ca și eu atenție, nu vreau beneficii. M -m mă refer ca și eu, atenție, bă, să vă, bă, omul ăsta Uman. din Mioveni, frate, băi, din Mioveni. Și la Astra în care am avut perioade extraordinare și singurul an al Astrei și singurii ani al Astrei care efectiv am doborât tot Europa League, Champions League și ce am dar nu am fost apreciat la capacitatea mea maximă Așa am, așa am ajuns eu la concluzia asta. La Steau am avut o perioadă incredibil de bună și eu cred că și apreciat am fost și cred că e cea mai bună perioadă a carierei mele, să zic așa. După aceea, bine, ultimul an la astra, dacă nu mă înșel, am și plecat la echipa națională. Da. Și după aceea de la Steaua, iar la echipa națională. La Rubin Kazan au fost anumite probleme la echipă financiară în care aveau, erau 2-3 jucători de la Barcelona, să spun pe scurt treaba asta, să... și aveau 500.000 de euro salari pe lună. 500.000 lău. Și când a venit antrenorul ăsta bătrân, Berdiev, care m-a dus pe mine și a văzut că îi doar doare un deget, un unghi, ceva, stăteau două, trei zile. Nu s-a antrenat. Și a zis, afară cu ei, să nu mai văd. Și ea mai avea încă 2 ani de contract. Și a trebuit să dea câte 12 milioane de euro la fiecare jucător. Și erau trei jucători și au probleme financiare foarte mari și acolo a fost așa probleme financiare Cum a fost în două... Rusia cu multe echipe. Da. Și acolo a fost o problemă în care aveam o o clauză în contract, aveam 8 meciuri la rând și mi se dubla salariul. Da. Pe și care da, la și l-am mai făcut. Da. Da. Am jucat șapte meciuri, unul după altul și al opte la meci nu m-am mai băgat să băgam un fundaj dreapta de 38 de ani. Ca să nu-ți faci, da, uh, da, să da, nu faci da, meciuri. Da. Și am jucat, m-am băgat al opte la meci, ultimul meci. Ultimul meci din campionat cu Krasnodar am jucat. Și am făcut al opte la meci. După aceea a venit uh, perioada Partizan în care acolo m-am simțit la fel, o perioadă incredibil și pentru familie și pentru și fotbalistic și apreciat de suporteri din contră ei m-au cerut. Când s-a schimbat antrenorul am o probleme mare de tot. Adică? Da eu le știu știi? că noi le-am trăit împreună acolo tot așa ai prins o perioadă a lui Partizan cu niște frământări și niște probleme financiare cumplite poate cel mai cumplit an al Partizanului când Practic, s-a și văzut că au fost salvați de către uh, stat. Da. Altfel, uh, nu mai existau. Și la un moment dat, da, să spun că oamenii m-au apreciat foarte mult acolo că s-a schimbat s-a schimbat antrenorul, și fără să mă vadă față în față, a pus lista cu lotul de jucători pentru meci. Era a doua zi să intrăm în cantonament și Enac era acasă, fără să mă cunoască. Fără să-i salut. Eu sunt antrenor, eu sunt salut. Nu. Da. Și a pus afară. Am stat un meci, două, trei, cinci meciuri și după aceea au început suporterii să întrebe unde sunt, că eu jucasem toate meciurile da. și Europa League cu Bexit, dacă nu mă înșel. Și m-au băgat suporterii, adică la un moment dat m-a băgat în teren și da. în minutul 5, am dat gol, primul meci. Da. Următorul meci m-a băgat în minutul 88, în minutul 89 am dat gol. Și pe ce... al treilea n-ai mai jucat. Da, și pe cel mai mai băgat. Da. da. Astea sunt, cred că, cele mai cumplite momente ale fotbalului. Da, când nu, ține de, când nu ține de tine. Asta este foarte frustrant și este foarte, foarte greu să treci peste perioada asta. Tocmai de asta, acum, cred că și la jucătorii tineri. Bine, eu mă simt tânăr, să nu acum A, să nu, nu crezi că sunt bătrân sau ceva. Nu, eu, eu trebuie să fiu eu... de acord pentru că eu știu uh, uh, cum este Gabi. Deci nu, e foarte greu să-l contrazici, foarte greu să vii cu argumente și când vii cu ele trebuie să muncești mult să ajungi la... Uh, să ai dreptate. Deci tu ești foarte tânăr. Uh, re Revenim unde eram uh, pentru jucătorii tineri? Uh, da, trebuie să... Prima și prima dată trebuie să-și trăiască visul să... Să iasă din zona de confort. Să nu mai stea în zona de confort. Că dacă ajung la o echipă, să ia un salariu bun, să stea acolo liniștiți. Pentru că nu știi ce se întâmplă a doua zi sau a treia zi. Să iasă din zona de, lor de confort, că altfel nu se face performanță. Nu se face. De ce te-ai întors în țară? La un moment dat ai venit în țară, s-a mers bine iar o perioadă și ai decis să mergi la Craiova. Care lui Michitel. Da. Păi am venit în țară, din nou am venit la Astra, au fost anumite lucruri acolo în care la fel s-au întâmplat, în care fără voia mea și nu știam despre ce e vorba. Eu niciodată n-am făcut lucruri pe la spate, pe, și pe la echipă, să vorbesc cu absolut nimeni și am auzit foarte multe despre mine la Astra, acolo, în care eu am venit deschis și am venit cu orice, și pe salariu de nimic, am zis bum mă întorc la Astra, ești nebun. Deci am avut dreptate că cumva te-a tras în jos faptul că erai finul. Da, dar... Pentru alții... S-a lăsat influențat. A doua oară când am venit la Astra, s-a lăsat foarte tare influențat de anumiți oameni din cadrul echipei. Vorbim de patron. Da, patronul. S-a lăsat foarte tare influențat eu am făcut absolut tot. Am făcut niște lucruri cu știrea antrenorului, cu absolut tot, tot. adică n-am făcut nimic singur. Ce ai făcut de la deranjat atât de tare pe patron? A fost o situație în cantonament. Tu știi foarte bine da. tu, adică Eu, pe perioada aș... trecută tu mergeai cu soțiile în cantonament la da. hotel sau ce făceai, da? Am vorbit cu antrenorul, familia mea vrea să meargă în vacanță. Și am zis să nu meargă singură, era Edan mix, să nu meargă singură la alt hotel, la altă, la altă stațiune și am zis, mister, poate să vină soția mea să stea aici la hotel, lângă hotel, la în Turcia. La un alt hotel, la un cu alt copilul. Hotel, da, așa, sau dacă poate să vină în hotel aici să da, să-și facă programul lor, n-am eu no, treabă no. cu ei. Dacă mă văd cu ei la prânz sau ceva, bine, nu bineînțeles în hotel. Gabi fără niciun fel de problemă, dar vezi, să se ducă... Era Bogdan Andone atunci, antrenor. Am vorbit direct cu el, nu am făcut nimic fără știrea nimănui. Dacă am niciun fel de problemă, dar să meargă pe plajă, să da, mister, n-am nicio treabă, nu mă vede nimeni, nu știe nimeni nimic, eu nu stau cu, cu nu ei. Nu cu echipa, oricum. Nu am făcut, doamne ferește. Concentrat la antrenament, focusat, meciuri amicale, gol, și la un moment dat mă sună, nu mai știu, Bogdan Andone sau nu mai știu cine, că a zis Nicolae că să plec de la echipă, gata. N-aș plec... da. A zis să plec de la echipă, să... Ce am înțeles eu că cu președintele, președintele echipei a fost foarte deranjat că... Cine era la vremea respectivă președinte? Dani Coman. Ok, Dani, da Da. C a fost deranjat, că l -l -a, a venit deranjat, cred, cred că l-a deranjat treaba asta că nu că nu n-am -am vorbit cu el A, nu că venise Da, că n-am vorbit cu el, dar eu am vorbit cu antrenorul și eu, antrenorul să vorbească cu președintele nu știu, trebuie să fac eu ședință și cred că asta, dintr-o dată adică antrenorul n-a zis absolut nimic nu știu de unde putea să vină la patron ziua la, nu, seara la antrenament a venit patronul o, oh, finule, ce faci, finule? Am văzut că ești la antrenament, forță, foarte bine. A doua zi am avut meci și. Am jucat? Și după meci, a doua zi dimineața, a zis, gata, să nu mai vă la echipă, gata, să plece. Ce ai făcut? Să plece. Ce ai făcut? Pe tu, mai asta zic, că nu da. am făcut absolut nimic. Dar nu, zic... Ce ai făcut după ce ai plecat? Pe nu, și am plecat. Adică, am mai stat. <laughs> nu mai știu, am mai stat o lună l-ai terminat? Da, am terminat cantonamentul și după ce am terminat contractul. Ai întrebat vreodată ce s-a întâmplat? Nu. De ce? Nu am întrebat. Păi este, este cumva întrebarea pe care o pun tuturor. De ce vă lăsați voi fotbaliști în general sau de ce oamenii lasă lucruri neterminate? Uite, astăzi vorbim după câți ani, mulți ani. Nici astăzi nu știi de fapt ce s-a întâmplat. Da, nu știu ce s-a întâmplat, doar că este Că mă gândesc că atunci s-a terminat și relația de naș și fin. Da, Da. Asta nu mai aveți nicio legătură. În principiu, da. Da, în principiu de atunci și, și mai rău, cu toate că nu da. mai era foarte apropiată relația, doar că atunci clar s-a terminat cel puțin din partea și din partea mea. Pentru că. Bine, mi s-a părut ceva. Nu credeam că Și trebuie Bogdan scris. Andone, ce a, ce a, ai vorbit cu el, ai vorbit cu antrenorul, ce da, s-a Bogdan nu știa ce să-mi zică. Chiar n-avea, nici el nu știa foarte multe și nici nu avea habar. Efect, nu am putut nici să mai joc, adică nu mai aveam voie nici să mai joc. Că mai erau, nu știu, vreo 3-4 meciuri, 5 meciuri. Și când mă la el, după aia îl acuzam și pe el. Adică îl acuzam, băi Bogdan, ce faci, mă? Era frustrare. Da, nu știam efectiv ce... Și după aceea mă... Dacă Bogdan nu știa și mi-a spus când am plecat, uh, mi-a spus că nu stau lucrurile chiar așa. Știi, Bogdan? Adică? Adică că n-a zis el absolut nimic, știi? A, tu gândindu-te că poate și el ai, a... Da, eu mă gândeam că el era de vină sau el spusese ceva urât despre mine. Eu n-am deranjat cu absolut nimic. Bun, și din dezamăgire în dezamăgire cumva așa, ai ajuns la Craiova. Da. Regreți că ai ajuns la Craiova? Uh, asta e cea mare regret al meu pe plan fotbalistic, să zic așa. Din toată cariera mea. Că am putut să, să merg la echipa asta cu, nu știu, cu absolut niciun viitor posibil. Adică nu vedeam un viitor. N-am văzut, la început am văzut din din exterior să zic, știi ce se vede, știi cum e aia cu gardul, cum e aia cu gardul... Cu leopardul pe afară, da, și înăuntru leopardul, leopardul. babau. Da. Da, așa este. Cine e leopardul la Craiova? Păi cine poate să fie leopard? Patronul e leopardul. Patronul e absolut tot ceea ce faci acolo. Tu când te-ai dus acolo la Craiova, tu erai foarte entuziasmat, ți-ai dorit foarte tare să te duci. Pa păi chiar mai mult te-ai dus când echipa lui nu avea voie să facă transferuri. Păi mi s-a ascuns treaba asta. Mi s-a ascuns treaba asta. Eu eram să semnez, eram fix în birou, cu pixul să semnez și a venit contabilul ăla sau cine e ăla în birou și a spus la Adiță, la junior și a zis, bă, a părut o ceva transfer, ceva bani. A zis Boldescu. Bodescu. Bodescu. Ce bă, nu e bă nimic. Și au ieșit afară. Au ieșit afară, a vorbit la telefon, nu știu ce, că ce este, ce... Și au intrat înapoi. Nu e bani nimic, bă, Ce bani ăștia sunt plătiți de mult. N-au nicio treabă. Trei zile sau cinci zile, interesat în felul oficial. Șase luni n-am avut voie să joc. Și am fost impecabil. Asta a fost. Asta aici se vede caracterul oamenilor. Am fost impecabil. Oamenii veneau la mine. Adică eu, eu vorbesc pe realitate. Yeah. eu nu pot să mă contrazică cu nimic. Cu nimic. Și nimeni din clubul ăla nu poate să-mi zică nimic, nici de mai încolo nu poate să-mi zică. Că am deranjat pe cineva. Zi de zi, antrenament, super profesionist. Cel mai profesionist, tot, toată lumea venea la mine și că, mamă, bă, cum poți să fii așa? Bă, ce faci? Bă, cum bă toată lumea. Și a venit. După șase luni ne jucat, am jucat în pregătire toate meciurile, absolut tot. Și la un antrenament, era iarba așa la antrenament, că nu avea voie să tundă gazonul, că trebuia să crească, nu știu cum, nu știu... Așa? Adică jucătorii nu erau pe primul plan. Toți jucătorii ziceau, bă, dați gazonul, bă, tundeți gazonul. Nu, domne, că știu eu cum se face gazonul. Adică jucătorii nu erau pe primul plan. Și nu știu cum am făcut, am dat, m-am blocat așa cu piciorul în iarbă și am făcut o întindere aici la doctor. Ce să spun, m-am chinuit, am fost la doctor, mi-am făcut, mi-am băgat un ac așa. În adductor să-mi scoată lichidul din mușchi ca să fiu bine la primul meci. Aveam meci în patru zile. Și eu aveam întindere, aveam aproape o micro-ruptură. Mi-am băgat așa un ac mare în, în mușchi pe viu, să-mi scoată lichidul, după aia mi-a băgat PRP din el, din sânge, să mă facă bine, să joc primul meci. Eu, iar ăla, profesionist. Și nu să mă gândesc, bă, stai-mă puțin. Trebuie să fac pauze, trebuie să... Pentru cine și pentru da. ce? Dar eu, la. Și bineînțeles, mi-a trecut durerea, mi-a trecut puțin acolo, meciul cu viitorul, în minutul 20, am simțit iar acolo. Am jucat așa aproape tot meciul. Tot meciul am jucat așa, cu întindere, cu micro ruptură. Nici asta nu, nici s-a apreciat. Și după aceea, tot așa, am stat o săptămână sau două săptămâni am stat. S-a schimbat antrenorul, a ieșit Mititelul îl mare a ieșit din pușcărie și după aceea, a, Gabi, au, 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 Gabi, 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 peste tot, da. Mamă, ce ne făceai tu nouă când veneai aici cu pastra cu mamă, ne tu -ai... După aia, la un moment dat, vine... Nu, am întrebat pe grupul echipei. Seara. Uh... Nu, hai să spun o fază dinainte. Vine ăsta Zelgin la mine, că a ajuns și Zelgin să fie director sportiv. Nu știu pe Zelgin. E reporter. Reporterul Zelgin. Ah, reporterul. Ok, da. Așa. Nu știam că a fost uh, e oficial. sportiv, e director sportiv sau nu știu ce e acolo. Așa. Când a ajuns acolo s-a certa cu doi trei jucători direct. Direct. Din reporter să vii director sportiv e că e, Îți dă cu băț un cap cineva. Și vine Zelgin la mine și îmi spune tu erai cu, cu divorțul? Și vine la mine și îmi spune vezi să n-apară numele tău vezi să n-apară numele tău prin, pe la Ana, cu reghe, cu să nu meargă soția ta nicăieri, să vorbească și zic că nu mă, nu, nu nu merge. Dar știi că nu se apară numele meu pe nicăieri, nu se pune problema de așa ceva, transmite-i tu lui Mititelu. Adică, cumva, a venit să mă amenințe Mititelu să nu apar eu sau soția mea în procesul ureghe. Dar de ce? Că care... era la rotaru, nu avea legătură da, cu Mititelu. Și în care Reghe, sigur, l-a sunat pe Mititelu să mă amenințe el pe mine. Ah, of, doamne! Cam, Cam da. asta s-a întâmplat. Adică n-avea de unde Mititelu să știe, da? da? Reghe a sunat la echipă, ce treabă am eu cu divorțul lui Ana Maria și cu Reghe, cam. Bine, probabil era dacă... frică să nu vorbească lumea adevărul. Cine știe ce disperare da, știu, era? Și Binii dacă, mergeam, care și au dacă plecat... mergea Lena, soția mea, dacă venea sau făcea ceva sau vorbea, sau ce treabă am eu aici? De jobul meu mă refer. Ce treaba are fotbalul meu? Crezi vreodată că prietenia dintre Mititelu și Reghe, cam, ți-au pus capac la... Craiova? Păi, odată ce reghi a sunat la... la Dar de ce nu te sună pe tine? Păi, Toma, era foarte simplu. Bă, dacă ești șmecher, dacă ești oricine mă refer, bă, mă sun pe mine. Bă, mă sun pe mine. Eu sunt... Cine sunt? Bă, sunt Gabi. Bă, cine sunt eu? Da, era eu... nașul tău. L-ai sunat vreodată să-l întreb de ce a făcut așa ceva? L-am sunat după. După când am, când am văzut că mi-a transmis treaba asta, l-am sunat. Ce se întâmplă asta? E o formă de amenințare? Adică mă ameninți la fotbalul meu? Ce? Și treaba meu. De ce nu mai sunat pe mine? Și când n-am sunat eu pe nimeni, n-am vorbit eu cu nimeni. Și după aceea a dat-o invers. Că... <laughs> că la hai, las că-l sun eu acum pe Mititelu, dar n-are rost să mai vorbesc mai multe. Că mă, mă prind foarte tare și foarte, de ce ai avut ghiniul la nași? Bine că a rămas nașit ta lângă tine. Da, am, 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 rămas dezamăgit, foarte dezamăgit și sigur mi-a afectat și treaba asta și la Craiova. La Uite, chiar mea... o să-l întreb o dată pe, pe Mititelu cel mare, pe Adrian, dacă asta s pentru mine o curiozitate a vieții mele. Ca naș, n-ai cum să faci rău niciodată finului tău, că te vede Dumnezeu. Asta este o chestie în fața lui Dumnezeu. Uh, și nu meritai. Și, uh, până la urmă oricine ar fi venit, că în general în cadrul unui divorț oamenii se împart. Că așa este de când lumea și pământul. Uh, da, chiar o să-l întreb o dată, pentru că eu așa sunt. Trebuie, la mine lucrurile trebuie să închise. Toată viața mea mi-am închis lucrurile, inclusiv uh, căsătoria cu reghe, că am fost tot ceva care trebuia să fie închis, pentru faptul că ne-am cunoscut copii, am renunțat la relație și ne-am reîntâlnit după atâția ani și am închis-o. Prost, da, dar aia știi cum mi l-am asumat. Tocmai dacă se... se adică dar tu ți-aduce aminte că eu atunci, se pare că am avut discuția asta noi doi și eu atunci m-am enervat foarte tare, cred că atunci a fost când l-am sunat pe Mititelul Junior, corect? Păi da, Și da, l-am da, că l L-am sunat. sunat pe Mititelul Junior, care mi-a spus că nu, el nu știe despre așa ceva și că el nu știe dacă uh, regia a sunat și după câteva luni, într-adevăr, a apăruse, răpri... apăruse prietenia lui Reghe cu Mititelu, care și pe mine m-a făcut să zâmbesc așa că el era la rotarul mari prietenii. Și Îți să seama, nu, cumva, între ghidimele, ne-a făcut tare mult rău uh, mititelul uh, pe vremea când am fost acolo și reghel jurat de mama focului. <hânt> și dintr-o dată erau uh, uh, acești foarte buni prieteni. Dar bine, în fotbal totul este permis, așa se spune, politically correct, uh, fiecare își lasă loc de bună ziua claro. și calcă pe cadavre. Uh, da, uite, uh, ce mică e lumea și cât de... ce picioare scurte are minciuna. Uh, da, n-ai avut clar noroc la naș. <laughs> Niciodată. Da, uh. adică eu tocmai de asta eu mă simt drept și corect și mititelu și oricine poate să zică și reghe cam și oricine posibil. Dacă eu am deranjat pe unul și dacă ei au fost dezamăgiți de mine ca și orice posibil, să vină să spun ce, ce, vor. Și la echipă la fel. Acum la Craiova, după ce a venit treaba cu reghecam, automat, Mictel nu avea de unde să știe, da. De divorț, de soție, da. de martor, de nu știu ce, în fine. A, ah, da, haide să și spunem cam cum a fost. Oamenii s-au împărțit la momentul respectiv și la un moment dat Reghe cam cerea cu, vârf, cu, 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 gura mare să vină martor să povestească martorii cum i-am distrus eu cariera și cum n-am făcut nimic pentru viața lui și cum cât de nenorocită și rea am fost și eu în momentul în care am văzut martorii care erau tocmai finii fini pe care am ajutat toată viața Uite chiar asta. A, adică tu n-ai avut nevoie noroc de fiind. Eu n-am avut nevoie. Eu n-am avut noroc de naș. Eu n-am avut noroc de fiind, n-am avut de naș. Eu n-am avut noroc de fiind, n-am avut nici de pe care i-am ținut așa. Efectiv i-am ținut cu tot ce se putea pe pământul ăsta. Uh, lumea chiar bine, unul dintre ei și folosea numele lui Gabi Oprea în doar coincidență de nume dar n-avea săracul nicio legătură era atât de mic din toate punctele de vedere, încât se dusese uh, uh, martor la proces să spună el ce nu intră noaptea în sat, cât de rea am fost eu, eu care îl țineam și cu bani și cu vacanțe și cu totul gratis. Dar mă rog, lumea uh, în Znagov știe despre cine vorbește și tot zâmbesc. Am auzit și eu, da, să știi că... Ții minte, da. da și eu mai. atunci, într-adevăr, acum dacă le pun cap la cap, într-adevăr am zis, băi, eu am câțiva oameni care îmi sunt aproape am spus Lenei, dacă poate să vină martor să spună doar atât. Ce a văzut? Nu să mintă, nu să povestească ce făcea a pus de reghe. Doar să povestească adevărul. Adică, băi, nu erau scandaluri, nu erau... Bă, au era... bătut, bă... Bravo! Adică că voi erați lucruri... la modul că finii mei erau în casă la noi aproape non-stop și atunci ei au văzut cum am comportat eu cu reghe, ce am făcut eu pentru reghe, cam cum eram, nu ne băteam, nu ne înjuram. Adică nu era acest... Dar asta e, asta e o realitate. Fix asta Că de asta și vorbeam și cu Lena, asta nu e nimic. Deci n-am văzut în viața noastră Așa adică e. Ai fost, am văzut cam, nu, cum mă purtam? Eu cu da, reghe cam. Bă, eu nici nu-i spuneam că nu-l sunt în genunchi, nu-i spuneam nici că-l omor, nici că dacă nu-mi prezintă divorțul. Adică eu nu eram... Amanta normal trebuia să fie mai mai ok cu, cu soțul meu, știi? Nu să-l umilească. Dar, într-adevăr, eu am rugat-o pe Elena la vremea respectivă să spună adevărul. Adevărul ce a văzut la mine în casă. Și, într-adevăr, când uh, avocatul meu a o Reghe, ca am aflat și da, acum se leagă toate. Cred că asta Da, 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 da. Și probabil a fost foarte frică, și, de adevăr. Da, și după aceea la echipă de asta să continui repede. Uh, am făcut antrenament luni-marți și marți seara la ora 10 seara. N-aveam program. Că așa se procedează acolo. Era da. pe, de pe zi pe alta, nu se știa când faci antrenament. Stai Haotic. puțin, da, stai puțin. Că vrea Mitelul să vină la antrenament. Uh, în fine. Și mar la marți seara la 10 seara, dacă mă înșel, am scris și eu pe grupul echipei. Bună seara! Avem și noi program pe săptămâna asta? Că totuși trebuie să avem program, era 10 seara, trebuie să avem program pe săptămâna asta sau pe zi. Bă, da. suntem profesioniști, avem neveste, copii, grădinițe, serviciuri. Da. Bă, trebuie să știi program. Nu așa, cum să zici, bă, cine merge la servici? Bă, soția mea nu mai merge la servici, că trebuie să ducă copilul la școală. Corect, e firesc, e rural. Să normal. se pare Unul uh, și doi la mână, nu trebuie să, întrebe jucătorul de program. Niciodată. Corect, se pune Niciodată. pe grup. Niciodată. Nu trebuie da. să trebuie să-l ai pe grup la început de săptămână. Și a doua zi dimineață, vine, sau la prânz, la miază avem antrenament, vine mititelul la mine și îmi spune, Gabi, ia vină. Da. De ce trebuie să știi tu programul echipei? Și zic, cum? De mâine la echipa a doua. Și de acolo au început probleme. Păi și nu ai încercat să spui, păi... s-a dus în birou, s-a dus în birou și zic, cum? Haideți aici, față în față, să vorbim. Deschidea ușa, îmi spunea ceva, închidea ușa. <laughs> tu deoparte, el deoparte? Eu eram în sala de ședințe și el intrase în birou, era cu geamureș. Deschidea ușa, că te scoși de pe listă și închidea ușa. Și, și tu? eu stăteam în picioare, le invitam să vorbim față în față. A, și n-a avut curaj? N-a venit să vorbească cu mine. Și s-a terminat și aventura Efectiv, fraiova. efectiv s-a dus. Și de atunci au fost multe lucruri. Multe, multe lucruri. La echipa a doua, după aia... După aia, înainte de un meci cu Mioven Amical, a venit la mine Mititelul și -mi spune Gabi, hai să uităm. S-a accentat, se a unul un jucător de pe post. Hai să uităm ce s-a întâmplat. Gata. Și eu am vrut să îi explic. Da, da dar nu mai spune. nu mai spune. Hai să uităm. Ai șansa acum. Uite, ăsta e prima șansă. Copilul ăsta negru că e de la Craiova, că e mai tânăr, are prima șansă, dar tu, dacă intri, joci bine, te pop -o la vedere, joci cât vrei tu. Bine. Și? A doua zi după meciul cu vine Amical, îmi zice, Vezi că mi se transmite. Vezi că de mâine să la echipa a doua. Nu mai e valabil ce am vorbit ieri. <laughs> este de râs. De ce e hilar? Adică Poftin. îmi pare rău uita, că... Uite uh... aici echipă, frate. aici. Echipă. Ai întrebat iară ce s-a întâmplat? Ce să mă întreb? Acolo s-a terminat mă, tot, nu? Ce să mă întreb? Vezi că nu mai e valabil. Și am spus... Am ajuns la o... Concluzie. Mai aveam șase luni de contract. Eram în luna decembrie, dacă nu mă înșel. Și am zis, dă luna ianuarie și renunț la cinci luni de bani. Ia cinci luni, vreau să plec, să văd de cariera mea, să joc. Pare. Nu. Dacă vrei doar așa banii la zi, o lună, acum luna decembrie sau noiembrie eram, și pleci. Să renunți la șapte luni. Știi? Și zic, când dai luna ianuarie și plec. Nu, atunci stai aici, nu te antrenezi, nu joci și îți dau salariu. Bine, n-ai cum să nu te antrenezi, că e ilegal. M-am antrenat la echipa a doua. Da. M-am antrenat la echipa a doua, trei luni și ceva. Și a luat bani. Și să nu mai zic la echipa a doua. La echipa a doua, la groapa de gunoi, erau săracii copii, daos. Erau la groapa de gunoi, pe schimba, în viața vieților mele n-am văzut în 2023 să ai vestiar la echipa a doua de pământ. Eu n-am văzut. Este... Eu n-am văzut. Gabi, deci... uh, facem haz de necaz. Uh, să știi că eu sunt olteancă de la Craiova. Uh. Uh, am crescut la de buleni și casele sunt de chiripici. Păi, uh. uh, și de asta spun. Adică nu râde că oamenii încearcă să păstreze tradiția. De Adevărat. Adevărat. Deci... Uh, da, e trist. E trist... Uh... Că se întâmplă lucruri din asta, este trist că oamenii nu pot să-și dea mâna, în general, în viață, nu numai în sport, să-și dea mâna și să plece mai departe, căci au făcut lucruri bune și unul și uh, celălalt. Uh, este trist că oamenii sunt mânați de orgolii. Uh, lucrurile astea se răsfrâng numai asupra fotbaliștilor. Um, și sportului românesc. Și sportului. Um, poate cândva când se vor liniști toate, vei sta de vorbă și cu, cu, cu Adrian Mititelu, cum i-am mi sfătuit pe toți din, din fotbal, toți care au avut asemenea decepții, pentru că sunt cumva lasă urme multe și eu am să te sfătuiesc așa cum am sfătuit mulți oameni care mi-au trecut pragul aici și în carieră și în podcast, să termin lucrurile cumva. Cândva o să vină vremea când ai să stai față în față și cu Adrian Mititelu, să strângi mâna, ura macină. Ura te macină și, într-adevăr, fiecare întrebare trebuie să aibă răspuns în viața asta. Cu siguranță și eu am să-l întreb, că eu sunt un om curios de, de fel. Cred cu tărie că oamenii aplacă urechea în momentul în care ești pe poziții foarte mari. Dacă nu ai mult echilibru, apleci urechea și faci greșeli. Eu îl știu pe Mititelu de foarte mulți ani, știu că este aprig la mânie. Cu siguranță cineva i-a picurat ceva în ureche, pentru că altfel eu știu cum te-a antrenat la Craiova și știu din vorbele lui Mititelu Junior cât de mult te apreciau. Uh, și cât de mult ai unit echipa. Cel da, mai important. Asta spun. Că de fiecare dată când venea la echipă și întreba ceva, nu vorbea nimeni. Am ridicat de fiecare dată mâna să-i spun anumite lucruri și probleme ca să îndreptăm situațiile, ca să îndreptăm. Și el pe mine singur de m-a făcut și de m-a nenorocit pe mine. Așa aici... se întâmplă când că este vorba de orgolii. Și uh, oltenii, în general, sunt foarte orgolioși. Și greșesc de multe ori. Ana nu este rațional. Corect, așa este. Și ai nu dreptate este... și nu se face niciodată păi așa este ceva. E rațional dacă un om vorbește ceva să ajute, dacă. Nu știu, tu te consulți cu el, tu tot pe arzi. Că asta zic? E cel mai la îndemână când te întorci cu spatele cineva să te înjunghe. <laughs> se practică la noi. Uh, trecând peste. Uh, tragediile meseriei că așa vrem nu vrem, ele cumva sunt și lasă urme adânci și lasă multe frustrări dacă repet dacă nu sunt rezolvate. Uh, care a fost pariul vieții tale? Să un fotbalist mare. Asta Ai câștigat? Eu zic că da. Și eu zic că am și voi avea o carieră foarte, foarte mare, foarte impresionantă. Eu așa consider. Am ajuns la cel mai înalt nivel. Uh, am jucat în cel mai înalt și cea mai mare competiție și competiții. Champions League Europa. Și ai jucat națională. perfect? Unele chiar perfect, unele mai puțin perfect. Așa este și în viață. Da luăm decizii bune, mai luăm decizii proaste, dar trebuie să învățăm ceva din deciziile proaste să nu le mai facem de fiecare dată. Și am avut și foarte mult de învățat, m-a și educat, să zic, viața asta și viața sportivă, mă refer. Um, un sfat așa pentru, pentru jucătorii tineri care să aibă foarte, foarte mare grijă la alimentații, la alimentație în A, principiu. De ce? Pentru faptul că lumea trebuie să știe de câți ani ești vegan? Vegetarian sunt. Ești Vege vegetarian. Da. De cinci de ani 5 ani. 5 ani jumate. De 5 ani jumate, era chiar fanic că la orice echipă semna meniul lui Gabi era unul aparte, și îl gătea de multe ori singur pentru că nu știau ce poate gabi să mănânce. Mm. Dar, într-adevăr, dacă îl vedeți așa față în față, chiar este impresionant la vârsta lui. Uh. Uh, aia de bătrânel. Așa, arată perfect. Uh, și să aibă foarte, foarte mare grijă cu cu treaba asta cu alimentația și cu și cu băutul de apă. Este vital. Apa. Este vital. Da. Am în, am văzut treaba asta târziu. Dar nu, târziu, am văzut -o mai târziu. Mai târziu, așa dar, ca să fie tot nici ca nu știu, tine? Nici nu vreau să mă gândesc dacă o vedeam cu 7-8 ani de zile ce se <laughs> întâmplă cu mine. Eram, nu știu, zburam, nu știu ce se întâmplă cu mine. Auzi, pentru faptul că ai descoperit mai târziu viața așa, și uh, să încheiem emisiunea așa cu zâmbetul pe buze, uh, ai băut foarte multă apă și ai avut noroc, da? În general, ăștia care beau alcool și termină viața urât, știi? Dar tu ai băut foarte multă apă, ți-ai refăcut viața și uh, ai o familie superbă, ai o uh, nevastă de vis, o nevastă care este patrona Cozofino, Merci. repet, uh, și pe care o să o vedeți aici uh, alături, pentru că pe lângă acești mari fotbaliști, nu? Trebuie să promovăm cumva soțiile de fotbaliști, dar uh, cele care muncesc câteodată dublu decât muncesc fotbaliștii. Am dreptate? Și care pus, ba, da 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 și care își doresc da să poată participa la cheltuielile casei, dacă nu egal măcar asta nu, depinde foarte de fiecare, bine Asta depinde de fiecare mentalitate cine. Unele soții se gândesc să muncească, își doresc să muncească, unele vorbesc despre fotbal și Ar trebui se să muncească și... toată și lumea, zic eu, să... <aslında> uh, pentru că pe vremuri se spunea stau și cresc copiii, nu mai este la modă și nici nu este normal pentru că atunci când ai mintea uh, um, uh, odihnită, uh, începi ca nevastă de fotbalist să o iei <�ian> <attracted> at <Media> <game> uh, și să începi filmele. Sa, încep filmele. Uh, ești un tip gelos? S în, în unele cazuri, da pot să spun. De la când Dacă... la 10. A... 16. <laughs> 5. 5? Um... Nu sunt foarte gelos, dar uh, nici n-am motive, sincer spun. Doar anumite motive sunt când da. Lena iese pe stradă, e deranj mare de tot, sincer. Nu că sunt lipsit de modestie. Așa. Da. Asta, ce da. înseamnă este deranj? Adică... Ești conștient că ai cea mai frumoasă nevastă da. din lumea fotbalului? Da, chiar da. Și, și părerea mea că e din cele mai frumoase femei din România. Așa. Adică și... eu personal n-am văzut. Alta -am văzut. peste. Sincer n-am văzut. Așa? Și mamă de doi copii, da. Nu? Și profesionistă, și inovatoare, și deschizătoare de drum în business. Exact. Și cum se uită colegii tăi când vine Elena pe stadion? Păi, sincer n-am fost atent, că eu nu, uite, de exemplu, știi de ce nu sunt atent? Pentru că eu te Nu, dar eu nu pot să nu știu, să mă uit cumva la soția la colegul meu sau ceva sau din contră, eu încerc să evit să nu... Bun, dar tu îi vezi că se uită Logic. Și? E și mândri... pe cât toat... este mândrie, cât este gelozie Este mândrie acolo peste tavan și gelozie jos că nu sunt gelos, că eu am încredere în ea ea poate și putea să aibă orice vrea ea în lumea asta, părerea mea la cum e ea ce gen de persoană este dacă voia să stea cu fundul sus putea să stea cu fundul sus dar ea am de, de foarte multe ori se gândește să fie pe picioarele ei să muncească ia să facă, ia să facă urăsc la anumite lucruri dar în fine Care să... dar ce, ce, ce zic când o să vină o să o întreb dacă le știe ce urăști la Lena acum am să dau totul din casă Un, și nu. Zim unul, ce, ce no. urăști, ce te enervează Nu no, la bucătărie urăsc foarte mult Acolo este, ce am face? înțeles, un scandal uh, imens pentru faptul că tu gătești și gătești mâncarea ta, iar ea trebuie să gătească mâncarea ei și pentru copii o altă, un alt fel de mâncare. Nu, și ea gătește foarte mult și face foarte multe deserturi acasă. Da. Uh, Urăs foarte tare, lasă buretele de spălat vase în chiuvetă. O, oh, a nenorocele! <laughs> Cum așa ceva? Cum s-a întâmplat? Urăsc treaba asta. Așa, așa. și ce așa. mai faci? Că aș vrea să spun tuturor fotbalișelor, no. să vorbească cu soțiile lor. Nu, ea să nu mai facă așa nenorocit. Așa că e special, nu? Așa? Lasă apa pornită la, la chiuvete la bucătărie, și pleacă prin casă. Și consumă. Și... Nu, da, am da, apa pornită. Așa, ferească Dumnezeu, <laughs> da? Așa. Bine, astea sunt doar așa două, da. ca și. De fan, așa. Ce urăsc ce mai mult <laughs> la ea în momentul de față. Da, și lasă. o mare. Păi acum hai să spun ceva când ești numărul unu așa între toate femeile, cumva ce ai vrea, nu? Da, da. da. te, consider, te consider norocosul vieții? Sunt norocos, sincer. Sunt norocos că, ți-am spus, ea putea să aibă orice vrea și poate să aibă ce vrea și poate să ajungă oriunde vrea ea, dacă Trebuie să mă lucreze puțin cu motivația. Mm -hmm. puțin acolo ești, acolo, acolo vă echilibrați unul mm -hmm. pe altul perfect. Acceptă greu treaba asta, să-i spun. Mm -hmm. Adică să-i să, să dau niște sfaturi, le acceptă cam greu, dar. Dar le ia până la urmă prin spate face ce spun tu, eu, da, 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 tu vezi că acolo o să fie o problemă pentru că Edan, finul meu care de o frumusețe izbitoare cu seamănă mine. cu măsa oh. <laughs> așa, seamănă Cui cu amândoi leit da, cu da, mine. da, așa cum? este, este cu, este un copil special uh, el o să fie lipit de mami să știi tu păi. chiar dacă stă pe lângă tati așa odată dacă uh, știi cum e schimb partea uh, ciudat să vezi atunci deci, să vezi atunci alianță. Oricum, acum este numai cu ea și după normal. Ea și adică și la dormit, de exemplu, dacă eu vreau să nu știu, hai dor cu mine sau. Nu? Nu, cu nu, mami. nu există așa. Și simt. al meu, la fel, este cu mama, deci totul se învârte se... Da, dar eu sunt, adică suntem total diferiți cu el, adică gen, activități. Eu mă joc în stilul meu cu el, și adică mai bărbătește cu da. mine mai ca și băieții. Mai și. Citesc uneori, dar Lena are activități cu el mai. Non-stop. Mai, da, și mai nu, mai. mai pe, da, mai pe și mai citi. Pentru că, pentru că are dreptate că aia trebuie, la vârsta asta, uh, pentru că și tu știi foarte bine că cariera de fotbalist poate să fie într-o secundă distrusă, poate Ui. să se distrugă într-o secundă, și atunci el trebuie să fie pregătit pentru viață. Am văzut nimeni... că este mare dansator. Da, și nimeni nu-ți garantează că poți să ajungi. Așa este. Am văzut că Finul este un dansator de săvârșit. Chiar am să. când vine Elena am să rog să-mi aducă niște imagini, să vadă toată România da. cum dansează Finul. Cu fotbalul? Le punem... Finul mic? Așa, așa, așa. Nu, no. Așa, așa, așa. Dar acum a început să-i placă. Vrea să ne mutăm la casă, acum. Uh -huh. Că vrea să aibă teren mai mare, să facem cu porți să dea. Mm. Să-l ajuți, să-l ajut să fii lângă el, pentru că eu am văzut în, așa, în general, uite, Pintili, de exemplu, a fost lângă cel mic întotdeauna și credem, cred că o să ajungă mai mare fisul decât a fost el. Foarte tare, da. Da. Foarte tare. Gabi, îți mulțumesc mult de tot. Eu sper că dumneavoastră, cei de acasă, ați petrecut o oră și ceva minunat alături de voi, cu glumele noastre, cu povețele vieții, pentru că. Orice fotbalist veți vedea în podcastul meu, fiecare, cumva, mai mult sau mai puțin, a trăit niște uh, nenorociri ale vieții, pentru că eu așa le numesc și pentru mine ele vin ca niște nenorociri, pentru că de multe ori, și ca agent, și ca fin și ca prieten, uh, nu pot să le rezolv, având în vedere, uh, zic eu, întotdeauna. Lipsa crasă de educație a multor oameni din fotbal, și faptul că nu mai există în ziua de astăzi recunoștință, și atunci când nu mai există recunoștință, pierzi absolut tot, nu mai există nici respect, și se ajunge în situații în care jucătorii își închid carierele într-un mod pe care nu și-ar dori nimeni să-și le închidă după o viață de meciuri frumoase în Champions League și Europa League, iar patronii rămân cu, cumva, o ură între ghilimele pe care Dumnezeu sau niște nedreptăți pe care le-a făcut, pe care Dumnezeu niciodată nu o să le lasă nepedepsite. Vă mulțumesc mult de tot, îți mulțumesc Gabriel. Merci și eu. Multă Merci. baftă Merci. în tot ceea ce dorești. Mersi frumos, la fel și